După 4 luni de proiect, tragem linie și desemnăm câștigătoarea Miss Slăbește Sănătos. Aducem mari mulțumiri partenerilor care ne-au fost alături pe toată durata acestui proiect. Unica Sport a topit kilogramele. Laboratorul medical in vitro Diagnostics a avut grijă de sănătatea participantelor. Atunci când o femeie ia decizia să slăbească, ea nu ar trebui să se gândească doar la efortul fizic, ar trebui să se gândească să slăbească sănătos și să țină cont de recomandările medicilor. Atunci când proiectul startează, fetele inițial au fost în vizită la medicul nostru, ele au făcut un șir de analize medicale ca să aibă o asigurare că lor le este recomandat, permis sportul. Fiind un laborator care promovează, per general, un mod sănătos de viață, sănătatea, recomandăm femeilor să slăbească inteligent, să fie foarte atente la ce mănâncă, ce fel de sport fac și permanent să-și monitorizeze starea de sănătate. APA OM le-a oferit cel mai important ingredient în procesul de slăbire. APA, Nutribullet, le-a alintat cu cele mai gustoase smoothie-uri. Centrul de estetică și remodelare corporală Sculptor le-a răsfățat. În primul rând vreau să aduc un mare mulțumesc partenerilor Unica MD pentru că ne-au invitat în acest proiect frumos. Am ales să participăm pentru că anume avem același scop de a face femeile să fie mai sănătoase, mai fericite. Numai că noi am adus o doză de răsfăț pentru aceste doamne. A fost destul de greu, dat fiind faptul că erau foarte ocupate cu sala, cu exercițiile, cu alimentația, însă și-au găsit timp și pentru a frecventa centrul nostru estetic și ne bucurăm foarte mult. Molted, întotdeauna cu grijă pentru femei. Mulțumim celor care ne-au răsfățat cu bucate italiene gustoase și rafinate, Casa Rinaldi, companiei Antos Cosmetică Naturală și Molped pentru darurile oferite participantelor, instructorilor și maseuzelor. Au meritat din plin aceste minunate cadouri. Dar să vedem cine va pleca cu marele trofeu. Cele 6 participante și-au pus poftele în cui și au muncit pe rupte la sala de sport. Să vedem cu ce se pot lăuda. Proiectul Slăbește Sănătos este acel proiect care aduce același mesaj. Mesajul stilului sănătos de viață în casa fiecărui dintre noi, dar cel mai important în sufletul nostru. Sofia Curmei a slăbit 10 kg timp de 4 luni. Într-adevăr nu a fost ușor, dar vreau să spun în primul rând mulțumesc doamnei Galina, care, bineînțeles că ea a fost prima care mi-a găsit motivul cela ca să mi-l spună că eu să mai departe să încerc să găsesc toate modalitățile ca să particip și normal să obțin rezultate, fiindcă ceea ce noi ne-am propus din start, adică am realizat și de asta sunt foarte mândră, dar bineînțeles că nu s-a reușat toate acestea dacă nu era Marionela alături de mine, dacă nu era Victoria alături de mine și toată echipa Unica, fiindcă o echipă extraordinară cu o bunăvoință care rar de întâlnit, întotdeauna sunt cu zâmbetul pe față, întotdeauna te întâlnesc, te petrec, vă mai așteptăm, adică o plăcere extraordinară. Doamne, la noi era o veselie totală. Când nu venea doamna Sofia, s-a întâmplat câteodată, m-a anunțat de fiecare dată, unde este doamna Sofia? Zic, vine. E foarte pozitiv, am luat de la ea foarte multe și am chiar data trecută m-a întrebat-o. Doamna Sofia, mai veniți? Depinde cum ai sport. Eu sper că o să vină la sală, pentru că echipa la noi e foarte unită, fetele se știu între ele, așa că noi dăruim zâmbet și fericire și sănătate de fiecare dată. Victoria Braduțanu la fel se poate lăuda cu minus 10 kg. Vreau să mulțumesc antrenoare, Tatiana, ea m-a înțeles, m-a susținut, echipii Unica, în frunte cu doamna Galina și la toți care, masiorii, care au avut interacțiune directă la rezultatul meu. Vreau să mulțumesc mult și sper să nu vă... Deci, până mai departe.
Cum a fost? Am avut foarte mari greutăți în perioada aceasta, dar eu cred că depășim. O aștept la sală, da, și succes în continuare. Aurica Gudima a minus aproape 15 kg. Vreau în primul rând să mulțumesc proiectul Unica. Fără proiect nu avea să ajung în proiect și îi mulțumesc instructoarei Claudia. M-a susținut tot parcursul. Cum spunea și doamna Larisa, într-adevăr, fără comunicare, noi și alimentația îi pozam și arătam ce mâncam. Eu mă bucur că am ajuns până aici. Cred că drumul nostru continuă. Vreau să continue și vreau să aduc un mesaj nu numai femeilor, dar și bărbaților, să încurajeze femeile și să le susțină. Vreau să aduc mesajul că nu trebuie să înțelegeți că venitul la sală sau sportul e un moft, dar e un mod sănătos de viață, adică voi aveți grijă de sănătate. Cu minus 17 kg, Olga Didencova se simte mult mai ușoară. Sunt mulțumită foarte mult și nu mă opresc aici, mai departe la sport. În această perioadă am trecut clipe mai complicate, mai grele, din punct de vedere, eu știu, și spiritual și fizic, în care Olga a demonstrat o tărie de caracter nespus de fermă, în care a luptat și cu trup și cu suflet împreună cu noi ca să obținem acest rezultat. Și suntem nespus de bucuroase cu Natalia că s-a primit ceea ce s-a primit. Larisa Popa, cu ajutorul echipei Unica, a obținut performanța de minus aproape 23 de kilograme. Sunt foarte, foarte mulțumită de rezultatele care le-au obținut. Familia tot mult m-a susținut, copiilor le-am spus, în cazul că mă vedeți că mănânc, îmi dați puște mână. După 7 să nu depășesc să mănânc. Și vă spun că împreună toată echipa Unica mi-a fost de ajutor și eu am ajuns la rezultatele obținute. Așa, eu vreau să mulțumesc la doamna Larisa că a fost foarte, foarte ascultătoare. Deși la început a fost un pic mai greu, până ce am găsit noi drumul cealaltă pe care trebuie să mergem. Asta au fost primele 2-3 zile, după care am început să înțelege scopul nostru, da, a defini mai bine. Am mers împreună, am muncit. Eu sunt mulțumită de rezultatul obținut. Eu sunt mulțumită că doamna Larisa a început să zâmbească mai des. Chiar în sală, la noi, dacă doamna Larisa venea cu capul în jos, acum doamna Larisa intră cu zâmbet, pleacă cu zâmbet. Toți clienții o cunosc, pentru toți a devenit model, stimul. Și eu mă mândresc cu doamna Larisa și cu rezultatul ei. Cea care a slăbit cele mai multe kilograme și care ocupă prima poziție în acest proiect este Anișoara Stângaci, cu aproape minus 27 de kilograme. Am venit în septembrie la preselecție, eram nesigură pe mine, nici nu știam pe ce planetă mă aflu, însă astăzi sunt foarte mulțumită, sunt foarte fericită și cu încredere în mine. Sunt foarte mulțumită de rezultatul pe care l-am acum și nu puteam să ajung aici fără întregii echipe Unica și fără antrenoarea Tatiana, care a fost mereu alături de mine, chiar și în vacanță am plecat la țară, nici o zi n-a trecut fără ca să discutăm și chiar m-am întors cu ca și doamna Larisa cu minus kilograme. Nu m-am așteptat că o să fie atât de ușor, mă așteptam la niște impedimente foarte mari, a fost o strategie bine gândită. A avut un scop și a mers cu pas sigur. N-am avut niciodată careva gânduri că, uite, mi-aș dori o bucată de ciocolată. Nu, eu astăzi pe detox, eu mâine merg la sală, eu astăzi vin la sală, eu mâine la universitate, foarte sigură, foarte încrezută și, indiferent de rezultat, vreau să spun următoarele. Atâta frumuseți pe metru pătrat, nu știu dacă a văzut Chișinăul. Sunt foarte mândră absolut de toate participantele proiectului Unica. Vă mulțumesc! Ele au reușit să slăbească. De ce nu ai putea și tu? În plus, e foarte simplu. Accesează unica.md la rubrica concursuri. Înscrie-te, acumulează cât mai multe voturi și convinge-ne că tu poți fi următoarea istorie de succes. Celor 6 participante le dorim sănătate în continuare.